Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună ciocoflan sau prăjitură imposibilă, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru blat vom avea nevoie de 150 de grame de zahăr, 200 de grame de făină, 3 ouă, 30 de grame de cacao, 150 de grame de iaurt, 100 de grame de unt topit, o linguriță de praf de copt, o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu și foarte puțină sare. Iar pentru crema de zahăr ars vom avea nevoie de 4 ouă, o jumătate de litru de lapte condensat neîndulcit sau lapte pentru cafea, 397 de grame de lapte condensat îndulcit, 100 de grame de zahăr, 200 de grame de cremă de brânză și o lingură de esență de vanilie. Pentru început mă voi ocupa de zahărul ars, așa că voi pune cele 100 de grame de zahăr într-o cratiță, și voi aștepta să se caramelizeze, din când în când voi scutura ușor cratița. Când caramelul este gata, îl vom lua de pe foc și îl voi turna în tava pentru tort tefal Daily Bake. Această tavă este una cu pereții detașabili și are un interior antiaderent. Asta înseamnă că prăjiturile se vor desprinde foarte ușor, fără să fie nevoie să folosim un cuțit. În plus, are două baze, cea cu cilindru pe care o folosesc eu astăzi și o bază obișnuită pentru tort. Iar cu o spatulă, voi încerca să-l întind cât mai uniform. Lăsăm caramelul deoparte să se întărească bine și ne putem ocupa de blat. Pentru a prepara blatul și crema de zahăr ars, voi folosi robotul Tefal MasterChef Gourmet, pe care îl știți deja, doar că astăzi voi folosi alte două accesorii de care dispune, bolul flex din silicon și accesoriul pentru amestecat, delicatul. Bolul din silicon îl voi pune în interiorul bolului din metal. Acesta mă va ajuta pentru că eu am două compoziții pentru aceeași rețetă, deci nu va fi nevoie să mai spăl bolul, pur și simplu îl voi scoate pe acesta și îl voi folosi pe cel de metal pentru a doua compoziție. Voi începe prin a bate ouăle, așa că voi pune telul robotului. Voi adăuga ouăle, zahărul și sarea și le voi bate la viteză mare pentru aproximativ 5 minute sau până când vor deveni spumoase. Când ouăle au devenit spumoase, voi schimba telul cu accesoriul delicatul. Acesta este ideal pentru a incorpora ingrediente dense în preparate aerate, așa cum sunt ouăle bătute, deci va fi ideal pentru această compoziție. Voi adăuga iaurtul, untul topit și răcit, făina, cacaoa, bicarbonatul de sodiu și praful de copt. Amestecăm din nou la viteză mică, cât să încorporăm foarte bine toate ingredientele. Compoziția pentru blat este gata. Așa că scoatem bolul din silicon și avem un bol curat pentru următoarea compoziție. Pentru crema de zahăr ars vom pune cele 4 ouă în bolul robotului. Adăugăm laptele condensat îndulcit, care trebuie să aibă această consistență. Crema de brânză care este la temperatura camerei și esența de vanilie. Și mixăm totul foarte bine, cât să obținem o compoziție omogenă. Când s-au omogenizat toate ingredientele, putem adăuga laptele condensat neîndulcit sau lapte evaporat sau lapte pentru cafea și mai amestecăm pentru maxim 30 de secunde. Și această compoziție este gata, așa că le putem pune pe ambele în tavă. Peste caramelul întărit, voi pune blatul de cacao. Îl nivelez foarte bine cu o spatulă. Iar peste blatul de cacao, vom turna compoziția pentru zahăr ars. Și voi da tava la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 150 de grade pentru aproximativ o oră. De ce se numește prăjitură imposibilă? Pentru că în timpul coacerii, blatul de cacao se va ridica la suprafață, iar compoziția de zahăr ars va coborî la bază. Prăjitura s-a copt,
După cum puteți vedea, blatul de cacao a ajuns la suprafață, iar crema de zahăr ars este la baza tăvii. Voi lăsa acum prăjitura să se răcească pentru aproximativ o oră, apoi o vom răsturna. După aproximativ o oră, când prăjitura este doar foarte puțin călduță, o putem răsturna, așa că voi pune un platou peste tavă. Am răsturnat-o, acum voi deschide cu atenție tava. Voi scoate partea de deasupra și pereții. Iar acum o voi pune la frigider pentru 3-4 ore sau până când se va răci complet. Prăjitura ciocoflan s-a răcit, așa că poate fi servită, arată minunat, eu am decorat-o cu puțină ciocolată, dar o puteți lăsa și simplă, este foarte aromată, gustoasă, nu este greu de făcut, așa că sper din suflet să o încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!